Bună ziua! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem noi ce face domnul Bitcoin astăzi. Păi face cam bine, nu? Sau cam rău? Ce să vă spun? Haideți să ne... Bun. Mai avem o listă. Păi vă povesteam eu de astăzi, de dimineață, o să înceapă ușor, ușor. O corecție. Ia să vedem. Început. Da, început corect. De fapt, da, vă arătam de dimineață că suntem într-un trend descendent, a rupt tiparul, da, canalul ascendent, și acum vrea să coboare, da? Bun. Unde avem niveluri de suport? Primul nivel de suport a fost la 45.247, pe care l-a rupt, a încercat să revină, n-a putut și merge la următorul. Următorul nivel este la 43.736. Dacă îl ține, și sunt șanse să-l țină, fiindcă avem, da, avem un suport puternic aici, ba chiar avem o oră, avem EMA 200, da, se vede clar, este EMA 200 exact la 43.700, dacă îl rupe și pe ăsta, următorul nivel îl avem la 42, da? Aici este un nivel foarte puternic, da, se vede clar. Este posibil să coboare până aici. În șanse. Dar prima dată aici ne rezumăm. Sau, țineți minte un cont, o chestie. Atâta timp cât suntem într-un trend descendent, ca să fim siguri că am scăpat, avem nevoie de... Poate să meargă aici până... O secundă. Deci poate să meargă aici, e până aici, să zicem, și aici să rupă, testeze și să plece. E până aici să rupă și aici să plece, da? Astea două chestii trebuie să le urmăriți. Dar, când avem aici confirmarea, sunt șanse foarte mari să urce. Dar așteptați să rupă și așteptați confirmarea, da? Foarte, foarte important. N-a spus nimeni că corecția merge... Până aici, sau până aici, sau până aici. Nu, n-avem de unde să știm. N-avem de unde să știm. Dar, în schimb, putem să facem altceva. Putem să încercăm să ne imaginăm că o să avem suport. De ce? Încă că aici avem primul suport și l-a rupt, da, foarte puternic, îl vedeți. L-a rupt, clar o să vrea să meargă aici. Dacă nici pe ăsta nu-l ține, o să vrea să meargă aici, da? Exact așa, trepte, coboară, până se oprește sau până rupe tipar. Bun, haideți să vedem Ethereum ce a făcut, ETH-ul. Am atât multe chestii aici încât... ETH-ul, uitați-l aici. Bun, și ETH-ul la fel, vă povesteam că o să vrea să coboare. Același lucru l-a făcut și el. Bine, atât timp cât BTC-ul are corecție, toată piața are corecție. Eu, ca și idee, v-am și spus pe canalul de Telegram astăzi, de Discord, scuze, nu știu de ce tot spun Telegram, da? Discord. Atât timp cât suntem în trendul ăsta, în canalul descendent, nu merge decât în jos, da? E corecție, a rupt tiparul, vedeți aici, crease un tipar, bine, tragem pe ăsta. Vedeți, l-a rupt și acum l-a luat rezistență și vrea să coboare. Un suport foarte puternic la Ethereum de la 2883. Aici este un suport foarte puternic. A fost o rezistență foarte puternică, acum o să devină un suport foarte puternic. Da? Bun, mai avem e-gold-ul, care vedem ce a făcut.
acesta. Încă o chestie, nu vă lăsați înșelați de spike-uri. Da? Chiar vă povesteam de ieri că aici avem o rezistență foarte puternică și ar fi un picior, ar fi 3-ul și are nevoie de o corecție, o corecție ceva mai serios. Mai serios înseamnă măcar până aici. Măcar până aici. Până aici, până aici, în cel mai rău caz, da? Mulțumesc. Deci până aici sau până aici poate să coboare. Deci până la 120 și 113. Da, astea două niveluri sunt, ar fi. Da? Bun. Ok. Vreau să vă arăt ceva mai... Da. Deci vă povesteam pe daily. Da, dacă ne uităm pe daily. Că a creat aici o lumânare foarte interesantă. Da? Lumânarea asta este cam bearish. Când apare lumânarea asta, piața merge un pic jos, adică are o corecție. Și corecția, o părerea mea, cam până aici o să fie. Și vede de ce. Foarte important. Așteptați să rupă tiparul, așteptați să vedeți volum. Bun, canalul este de Discord, este oficial deschis. Deja am pus astăzi câteva monede ca și test, da? Vreau să testez până una alta ca să fie toată lumea mulțumită să vadă exact cum se procedează. Astăzi o să fac și câteva filmulețe sau cel puțin măcar un filmuleț care să vă ajute să înțelegeți lucrurile și mai clare, da? Aștept, ca și drept mulțumire, un like, măcar atât, da? Bun, ca să evoluăm și să creștem împreună, aș aprecia enorm și mi-aș dori foarte mult ca să dezvoltăm comunitatea asta YouTube cel puțin la 100.000, da? Vă mulțumesc din suflet, vă doresc o zi bună. Mare atenție, așteptați să termine corecția, nu intrați în poziții niciodată. Iar eu am spus astăzi pe canalul de Discord că atât timp cât BTC-ul nu este stabil, nu intrăm în poziții. Eu unul mi-asum, da? Lucrul ăsta o să vreau să vi-l asuma și voi. Adică totodată îi întrebam pe oameni, dacă BTC-ul nu este stabil sau merge în corecție, eu prefer să nu intru. E părerea mea personală, da? Prefer să nu intru, de ce? Fiindcă sunt riscurile foarte mari. Mai bine aștept până să stabilizează, da? Aștept să stabilizează, nu să crească. Să stabilizeze, da? Să stea pe loc, da? Uite, de exemplu, aici înseamnă stabilizare, da? Aici înseamnă stabilizare. Nu trebuie neapărat să crească, să trece racheta. Stabilizeze, da? Până atunci nu are rost să intrăm în poziții, fiindcă sunt foarte riscante. Iar când BTC-ul scade cu 1-2%, gândiți-vă că restul monedelor enorm. Și ați vrea să vă bate joc de banii voștri, părerea mea personală. Voi încercați să faceți ce vreți, banii voștri și vă asumați. Da? Bun, vreau să fiți foarte asumați, să încercați să aveți mai multă răbdare, să încercați să vă focusați pe ce este important. Și cam asta e. Vă mulțumesc pentru tot, vă doresc o zi bună, Doamne ajută! Baftă!